Tragedie în Slovenia, un autocar cu 10 de români la bord s-a răsturnat pe marginea unei autostrăzi. În urma accidentului, trei români și-au pierdut viața, iar alți 4 au fost răniți grav și au fost transportați de urgență la un spital din apropiere. Accidentul tragic s-a produs pe o autostradă din Slovenia aflată între localitățile Gersia Rimurska Sobota, un autocare înmatriculat în România care transporta 32 de cetățeni români și avea ca destinație Italia s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea autostrăzii. Trei români au murit, iar alți patru au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Ceilalți 25 de pasageri au fost preluați de autoritățile slovene și duși într-o locație a agenției drumurilor dintr-o localitate apropiată, unde au primit mâncare și băuturi calde. Aceștia urmează să-și continue drum mult cu un alt autocar al companiei în cauză. Ministerul Afacerilor Externe a luat legătura cu autoritățile slovene, iar o echipă consulară a fost trimisă la fața locului pentru a identifica informații suplimentare cu privire la identitatea victimelor și starea de sănătate a celor răniți, dar și cauza accidentului. Totodată, Ambasada României la Ljubljana oferă asistență consulară victimelor pentru repatrierea trupurilor nensuflețite și eliberarea certificatelor de deces. Autoritățile slovene au deschis o anchetă în urma căreia se va stabili cu exactitate cauza producerii accidentului rutier.